Baronul Samuel von Brukenthal a fost ajutat în carieră de împărăteasa Maria Tereza a Austriei. În anul 1762 l-a înălțat la rangul de baron, iar în anul 1765 l-a numit șeful cancelariei curții, după care în anul 1772 șef al cancelariei provinciei. Dar în anul 1777, un an extraordinar de important, baronul Samuel von Brukenthal a fost numit guvernatorul Transilvaniei. A fost singurul sas transilvanean care a fost ales într-o funcție atât de importantă. Mă aflu în grădina franceză, elementul principal arhitectural al grădinilor palatului. Grădina franceză era delimitată printr-un zid istoric, iar peisagistica, în secolul al XVIII-lea, exprima aspirația către armonie și pace. Oaspeții baronului Samuel von Brukenthal și mințile luminate iubeau meditația și desfătarea în mijlocul naturii. Admirau grădinile palatului, plantele exotice, fântâna barocă, izvorul cu cap de șarpe. Ascultau clipocitul apei, deoarece apa era magică în acea vreme. Râul Morii era tămăduitor. O atracție deosebită era Regina Nopții, o specie foarte rară de cactus care înflorește odată pe an pentru o singură noapte, moment pentru care la palat era sărbătoare. Thank you.
la Palatul Bruckenthal din Avric, puteți admira Muzeul Bunurilor Săsești din Transilvania. Muzeul găzduiește o colecție de obiecte artizanale, veșminte și piese de mobilier. Dragii noștri, aici la Palat suntem într-un loc plin de istorie, Muzeul Sașilor din Transilvania. Dar cel mai emoționant este să o am alături pe doamna Elizabeth Rosnauer, care pe parcursul anilor a reușit să adune tot ce înseamnă tradiția și cultura Sașilor. Dumneaei mai este chemată de tineri din ziua de azi și Frau Rosnauer. Dar să o cunoaștem împreună pe doamna Elizabeth Rosnauer, pe care am să o rog să ne povestească și să ne încânte cu tot ce este aici, în acest minunat muzeu. Suntem la un pahar de soc și vreau să vă povestesc că aici mă simt acasă. Am adunat în timpul anilor tot ce am crezut eu că e mai valoros să rămână societății, să aibă urmașii noștri o idee despre cum au trăit sașii aici, în România, în Ardeal. Eu știu că sunt peste 1000 de obiecte pe care dumneavoastră le-ați adunat, e adevărat? Da. Ce puteți să ne spuneți? Ce obiecte ați adunat? Sunt adunate din diferite comune. Eu, unde am trecut și am trecut în România, în foarte multe comune, sunt puține localități care eu nu le cunosc. Și tot ce a fost interesant și mai deosebit am strâns de acolo. La început ați spus de socrată. Era o băutură preferată și este o băutură a sașilor, e adevărat? Este adevărat pentru că aici, în zona sașilor, crește socul și oamenii au încercat să facă din acest soc ceva, să producă ceva din el. Și așa a inventat socata și mai face și altceva, se mai și prăjește soc în aluat de făină și se mănâncă. Știu că socata era băutura pe vremuri al baronului Samuel von Bruckenthal. Aici la recepții se servea socată, se făceau plimbările în aer liber, se admirau grădinile. Da, este adevărat că atunci nu s-a băut așa multe spirtoase ca acum sau bere. Lumea a băut mai mult apă de izvor și socată. Socata era ceva special și se plimbau și admirau grădina și împrejurimile, mai ales și jos oranjeria. Acolo în oranjerie, pe timpul ăla, creșteau portocale și lămâi, smochini, orhidee, da, plante exotice, arbori exotici. Exact, așa. Care le-au adus din străinătate pe unde a umblat el, Samuel von Bruckenthal. Ceea ce vedem noi aici la Muzeul Sașilor sunt obiecte de bucătărie și fețe de perne, așternuturi, cum erau odinioare, cum, uitați ce frumusețe. Așa ceva nu se mai găsește și nu se mai face. Deci materialele erau naturale, știm foarte bine, și se lucra foarte mult la ele, nu? Cu multă dăruire. De exemplu, fața asta de masă, aici s-a pus prima dată s-o semăna. Da. Pe urmă, inul ăla trebuia uscat, trebuia pus în apă.
pe urmă trebuia bătut și era foarte multă muncă până ajungea la țesut. Deci muncă adevărată. Da, este pânză adevărată crescută aici în țară. Extraordinar. Cum te va veni ideea de a aduna obiect cu obiect? Practic e un patrimoniu care va rămâne peste ani și ani tuturor oamenilor. A fost o dragoste pentru frumos, pentru tradiție. Dragoste de frumos și am cunoscut valoarea lor. Și din cauza asta am vrut să rămână mii de ani